Eveniment important, ieri seară în Ploiești, cel de-al doilea volum din lucrarea Marea Carte a Ploieștilor a fost lansat la Palatul Culturii din municipiu în prezența a 10 de persoane. Sper cu aprecierea că prezenta carte constituie un nou reper în cunoașterea și promovarea Ploieștilor. Volumul 1 a avut peste 8 ani de muncă, volumul acesta are în jur de 4 ani de activitate. Orice carte se prezintă singură și sper să treacă pe sub ochii dumneavoastră și volumul acesta. Volumul al doilea al Marii Cărți a Ploieștilor, care tratează viața economică a municipiului cu toate componentele sale, sub raport istoric-evolutiv până în zilele noastre, este o lucrare, zic eu, temerară. Cum nu s-a mai publicat până în prezent. Marea Carte a Ploieștilor reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale inițiate în Prahova. Această carte, ca și altele pe care noi le-am editat cu referire la Ploiești și Prahova, trebuie cunoscută în toate instituțiile de învățământ și cultură. Evenimentul a fost organizat de Societatea Culturală Ploiești Mileniul 3 și Biblioteca Județeană Nicolae Iorga. Coordonatorii acestei lucrări sunt profesor dr. Gheorghe Marinică și inginer Constantin Trestioreanu. Primul volum a fost lansat în anul 2011.